Bună ziua, sunt Iuliana Maranciuc și vă prezint știrile Pro TV, iată care sunt cele mai importante subiecte. Șeful Sputnik Moldova, rusul Vitalie Denisov, a fost expulzat în această dimineață deoarece s-ar fi implicat în treburile interne ale statului, având interdicție de a intra în țara noastră în următorii 10 ani. Viitorul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană, a declarat șefa Comisiei Europene în discursul său despre starea Uniunii. Future of Moldova is in our union. Rusia a atacat din nou cu 10 de drone porturile din regiunea Odessa. 7 oameni au fost răniți. La rândul său, Ucraina a lovit cu rachete portul Sevastopol din Crimeea. Vitalie Denisov, directorul Sputnik Moldova, agenție controlată și finanțată de Kremlin, a fost declarat persoană indezirabilă în Republica Moldova pentru o perioadă de 10 ani. Acesta a fost expulzat dimineață, imediat însărcinatul cu afacerea ale Moldovei la Moscova a fost convocat la Ministerul Rus de Externe, iar Rusia amenință că va răspunde la expulzarea jurnalistului. Într-o postare pe Facebook, agenția Sputnik Moldova anunța în această dimineață că Vitalie Denisov a fost expulzat din țară. Ofițerii serviciului de migrație ar fi mers la el acasă, l-au urcat într-o mașină și l-au dus la aeroport cu ordin de deportare, fără a-i permite să-și împacheteze lucrurile sau să-și ia animalele de companie. Ulterior, autoritățile au confirmat expulzarea lui Denisov. Într-un comunicat de presă, Inspectoratul General pentru Migrație menționează că un cetățean rus de 56 de ani a fost declarat persoană indezirabilă în țara noastră pentru o perioadă de 10 ani și a fost îndepărtat sub escortă de pe teritoriul Republicii Moldova. Autoritățile spun că Denisov a fost expulzat din cauza implicării în treburile interne ale Republicii Moldova, fapt pentru care ar fi pus în pericol securitatea informațională a țării noastre. Autoritățile au toleranță zero împotriva știrilor false. Instituția din care făcea parte cetățeanul respectiv se ocupa constant cu atacuri informaționale, cu minciună, cu propagandă și dezinformare. Noi cunoaștem că este un război hibrid aici, pe teritoriul Republicii Moldova, și diferite agenții, diferiți actori sunt implicați în diferite procese de dezinformare a societății publice și de a livra informații care nu corespunde totalmente realității. Și dumnealui asta făcea? Da, unul din lucruri este și acesta. Rusia privește acțiunea ca o atitudine neadecvată a conducerii de la Chișinău față de democrație și promite că vor urma acțiuni de răspuns. Закрытые каналы российские, бесконечное задержание или недопуск политологов, обозревателей, экспертов, которые тоже связаны со средствами массовой информации, на границе, которые хотели въехать на территорию Молдавии. Это просто зачистка своего собственного внутреннего информационного поля. Mai mult, autoritățile ruse l-au convocat azi la Ministerul Rus de Externe pe însărcinatul cu afacerea al Republicii Moldova la Moscova. Ministerul de Externe de la Chișinău nu ne-a putut spune ce i s-a comunicat diplomatului. La sfârșitul lunii februarie anului trecut, după ce Rusia a invadat Ucraina, Serviciul de Informații și Securitate a blocat mai multe surse de informații, printre care și Sputnik Moldova, pe motiv că promovau propaganda rusă. Ședința Adunării Populare din Comrat, la care deputații locali urmau să aprobe noua componență a Comitetului Executiv, a fost amânată. Din ce motiv, ne spune colega noastră Daniela Andreev, care se află la Comrat. Daniela, bună ziua, te ascultăm! Bună ziua, Iuliana, bună ziua, doamnelor și domnilor! Așa este, o nouă ședință, a șaptea la număr, în care urma să se dezbată subiectul privind componența Comitetului Executiv de aici, de la Comrat, a fost amânată. O ședință care nu a durat nici măcar 5 minute, pentru că în debutul acesteia, Bașcanul a cerut încă 2 zile ca să înlăture unele neconcordanțe din CV-urile sau din componența noului comitet executiv pe care l-a propus la sfârșitul săptămânii trecute. Unii deputați au încercat să afle despre ce nereguli este vorba și de ce este nevoie de aceste 2 zile, dar Bașcanul a spus doar că se abține de la comentarii. Imediat ce deputații au intervenit cu mai multe întrebări, a intervenit și președintele Adunării Populare, Dimitri Constantinov, care a cerut să se pună la vot
tot amânarea pentru două zile a ședinței, lucru acceptat cu majoritatea voturilor. Unii deputați ne-au spus după ședință că, de fapt, aceste tergiversări ar avea loc pentru că Dimitrii Constantinov și Evgenia Guțula ar purta niște negocieri și că se mai caută voturi în adunarea populară, astfel încât să fie suficiente ca comitetul executiv să treacă în sfârșit de această instituție. Dacă este așa sau nu, nu este clar. Am încercat să obținem un comentariu atât de la Constantinov cât și de la Guțul, dar ambii ne-au evitat și nu au vrut să discute cu noi. Astăzi nici măcar consilierul Bașcanului nu a vrut să ne ofere un comentariu în acest sens. Așadar, următoarea ședință este programată pentru vineri, dacă va avea loc sau nu și dacă se va vota în sfârșit comitetul executiv, nu este clar. Atât deocamdată de aici, de la Comrat. Cu alte detalii vom reveni în jurnalul următor. Iuliana? Daniela, mulțumesc. Viitorul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană. A fost mesajul transmis astăzi de șefa Comisiei Europene în discursul său despre starea Uniunii. Ursula von der Leyen a pledat pentru o Uniune Europeană de peste 30 de membri. În discursul despre starea Uniunii, șefa Comisiei Europene și-a exprimat încrederea că Republica Moldova va face parte într-o zi din Uniunea Europeană. The future of Ukraine is in our union. The future of the Western Balkans is in our union. The future of Moldova is in our union. Ursula von der Leyen a propus ca și țările candidate să fie evaluate în privința statului de drept, așa cum se întâmplă deja pentru statele membre, pentru a le ajuta să adere mai rapid. I know this is not an easy road. Accession is merits-based, and the Commission will always defend this principle. It takes hard work and leadership, but there is already a lot of progress. We have seen the great strides Ukraine has already made since we granted them candidate status. And we've seen the determination of other candidate countries to reform. În timpul dezbaterilor de azi din plenul Parlamentului European privind starea Uniunii Europene, deputatul din România, Siegfried Mureșan, a solicitat ca UE să înceapă negocierile de aderare cu Ucraina și Republica Moldova. We can only live in safety and stability within the borders of the European Union if we are surrounded by countries which are safe and stable. This is why let's start accession negotiations with Ukraine and Moldova. That does not mean that the countries will join now. It just means that we make them stronger and fitter for accession, which is good for those countries and good for the European Union. Vorbind despre extinderea UE, Ursula von der Leyen a pledat pentru o Uniune Europeană cu peste 30 de membri. We have started to build a health union at 27. And I believe we can finish it at 30 plus. We have started to build a European Defence Union by 27. I'm convinced we can finish it at 30 plus. We have proven that we can be a geopolitical union and show that we can move fast when we are united. And I believe that Team Europe also works at 30 plus. Moldova a primit anul trecut împreună cu Ucraina statutul de țară candidată la UE. În octombrie este așteptat un raport de evaluare a progreselor făcute, iar spre sfârșitul anului ar putea fi luată o eventuală decizie de deschidere a negocierilor de aderare. Completing our union is the best investment in peace, security and prosperity for our continent. So, it is time for Europe to once again think big and write our own destiny. Acesta a fost ultimul discurs al Ursulei von der Leyen din acest mandat legislativ înainte de alegerile europene din 2024. Publicația Politico scrie că discursul acesteia despre starea Uniunii Europene este începutul campaniei sale pentru a conduce următoarea Comisie Europeană, deși ea nu a spus dacă mai vrea să candideze sau nu pentru un nou mandat. Sinagoga din centrul Chișinăului este plină în aceste zile de evrei hasidici care vin din toate colțurile lumii pentru a merge în pelerinaj în Ucraina. Aici se roagă și primesc bucate tradiționale evreiești.
sinagogă sunt voluntari evrei și ei veniți din Statele Unite care ajută comunitatea să facă față fluxului de pelerini. Cum arată popasul evreilor la Chișinău, vedeți în jurnal când revenim cu imagini. Angajata Curții de Conturi, care l-a acuzat anterior de avansuri sexuale pe șeful instituției, Marian Lupu, a fost demisă din funcție. Reprezentanții Curții de Conturi resping acuzațiile și susțin că aceasta a fost dată afară în urma unei anchete de serviciu. Avocatul angajatei a anunțat că va contesta decizia în judecată. Eu am fost demisă din funcția publică după 13 ani de activitate la Curtea de Conturi. Curtea Catemiei invocă faptul că eu am depus sesizări la CNA, faptul că eu am contestat anumite decizii, prin care și ordinul de sancționare a mea în instanța de judecată și mi-am apărat drepturile folosind legea. Este ilegală demiterea unui funcționar public pentru că el i-a denunțat practici corupte, practici ilegale, folosirea incorrectă a banului public în instituția publică în care activează. Tatiana Vozian a declarat pentru ProTV că a fost demisă după ce acum jumătate de an l-a acuzat pe șeful Curții de Conturi, Marian Lupu, de avansuri sexuale. Primul ordin are legătură directă, dar acest de-al doilea ordin cu atât mai mult, pentru că pe parcursul acestor 6 luni, de fapt, de mai multe ori mi s-a solicitat demisia ca să plec, s-au creat condiții ostile de muncă. Am fost schimbat în 3 birouri, am fost retrogradat în funcție respectivă, am pierdut și în motivare financiară. De partea cealaltă, Curtea de Conturi respinge acuzațiile Tatianei Vozian, dar și avocatei sale, numindu-le calomnioase și defăimătoare. Respectivele afirmații nu sunt veridice și considerăm că reprezintă o reacție deplasată la rezultatele anchetei de serviciu desfășurată de Comisia de Disciplină a Curții de Conturi, în care este vizată Tatiana Vozian, se arată într-un comunicat al instituției. Curtea de Conturi mai precizează că a fost deschisă o anchetă de serviciu în privința Tatianei Vozian pentru comportament necorespunzător la sesizarea unei angajate aflate în subordine acesteia. Șeful Curții de Conturi, Marian Lupu, nu a fost de găsit pentru a comenta acuzațiile, acesta având telefonul deconectat. Scandalul la Curtea de Conturi a izbucnit în luna aprilie, atunci când Tatiana Vozian a anunțat că a fost sancționată cu mustrare după ce l-a acuzat pe Marian Lupu că i-ar fi făcut avansuri sexuale. Atunci Lupu a spus că o va acționa în judecată pentru calomnie. Ulterior, Tatiana Vozian a fost retrogradată după reorganizarea instituției. Șefii direcțiilor de învățământ din raioane care au fost numiți în funcție cu abateri nu vor fi dați afară deocamdată. Curtea de Conturi a suspendat astăzi modificările adoptate de pas la Codul Educației. Astfel, decizia Parlamentului a fost suspendată până la examinarea sesizării depuse de deputatul Gaic Vartanean și primarul Ion Ceban. Amendamentul la Codul Educației, care permite demiterea tuturor șefilor de direcție de învățământ din raioane, a fost aprobat pe 17 august. Ministrul Educației a anunțat la 1 septembrie că în următoarea perioadă vor urma demisii, astfel încât să fie numite persoane noi selectate pe bază de concurs. Septembrie cu temperaturi de vară. Meteorologii anunță că înregistrează temperaturi anormal de înaltă pentru această perioadă. Mai multe detalii despre vreme are colega noastră Natalia Gânga. Natalia, bună ziua, te ascultăm! Bună ziua, Iuliana! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Într-adevăr, avem parte de un mijloc de septembrie călduros. Meteorologii au transmis pentru mâine maxima de până la plus 32 de grade în sudul țării. Asta pentru că țara noastră este traversată în această perioadă de un val de aer cald venit din nordul Africii. Acest lucru a generat temperaturile peste limită, anunță sinopticienii, iar în mod normal în această perioadă trebuia să avem cel mult 28 de grade. Totuși, de vineri, temperaturile vor scădea puțin, iar de săptămâna viitoare vor fi ploi cu descărcări electrice. Atât despre vreme. La revedere! Sinagoga din centrul capitalei primește în aceste zile mii de evrei hasidici care vin din toate culturile lumii pentru a merge în orașul ucrainean Umani. Aceștia primesc bucate de post numite coșer, dar și ajutor din partea voluntarilor care îi ajută să-și găsească transport până în Ucraina. Până acum, la sinagoga au venit peste 1000 de persoane. Am ajuns la sinagogă înainte de prânz, în momentul în care pelerinii spuneau rugăciunea. Ba, 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 ba.
restaurant Schenner Tiefenbrunn, pe care l-am găsit la bucătărie, unde pregătea prânzul pentru pelerinii care au ajuns astăzi în Republica Moldova. Everything over here is kosher. If we can't get any products over here, we import it from other places. Everything is 100% kosher. Our cooks here work all the time, throughout the day, serving all the people that are coming. Tânărul originar din New York a venit în țara noastră pentru a doua oară. El nu va merge la Uman, ci va ajuta comunitatea evreiască să facă față fluxului de pelerini care ajung în Moldova în această zi. We are here to service anyone who needs any help for anything that they need. If it's kosher food, because you can't get that over here so easily, we're over here to help them. If it's assistance with any travels or anything they have problem with, we're over here to help them out. În aceste zile aici au luat prânzul peste 2000 de pelerini din toate colțurile lumii. Pentru ei se gătesc doar bucate coșer. La sinagogă ei se pot ruga, iar voluntarii îi ajută să-și găsească transport pentru a ajunge în Ucraina. Printre cei care au ajuns astăzi în Republica Moldova este și acest tânăr din New York. El spune că urmează să ajungă la Uman în câteva zile. My 11th time. 11th time. Second time that I'm coming through Chișinău. It's a beautiful city and the hospitality, the way they take care of us, the way they make it comfortable for us, to make it easy for us together. Okay. And also the way traveling, you know, it's very beautiful, the way you get to the border, the wineries. Abi spune că nu este frică să meargă în Ucraina, care este în plin război. The danger is not really, you know, if you look at the map, and you probably know better than me, but it's not really in that part, so... Coming through Moldova, you don't really pass anywhere close to the war, so it's very easy, it's very safe. Здесь было пока где-то 1000 человек. Это пока. Но после праздника здесь будут, когда они будут вернуться, они будут все туда пойти. Потому что когда они уезжают, сразу уезжают на автобусе туда, ну, большинство. А обратно все хотят успевать самолет или так далее, поэтому они приезжают рано. În aceste zile, 30.000 de evrei hasidici tranzitează țara noastră. Aceștia se duc în Ucraina, unde se vor ruga la mormântul unui celebru rabin. În acest sens, au fost implementate măsuri de securitate sporite la aeroportul internațional Chișinău. Acoperișul unei școli din raionul Edineț a variat în urma furtunii din luna iulie. Nu a fost reparat nici până azi, prezentând un pericol pentru elevi. Vântul a fost foarte mult, dar nimic nu se schimbă. Copiii la școală de acum merg, dar acoperișul stă pe loc. De ce nu s-a intervenit până acum și ce spune directoarea școlii, aflați imediat. Se înmulțesc cazurile de COVID în țara noastră. În ultima săptămână, numărul îmbolnăvirilor s-a dublat. Șeful Agenției Naționale pentru Sănătate Publică susține că cifra va continua să crească și ne-am putea confrunta cu un nou val de infecții în următoarea perioadă. Este o creștere semnificativă. Noi vorbim de o dublare în dinamică săptămânală. Săptămâna mai trecută am avut 22 cazuri și săptămâna trecută 464 de cazuri. Responsabilul de la ANSP susține că toată țara este afectată de creșterea numărului de infectări, fiind vizate persoanele de toate vârstele. În luna august a fost înregistrat și un caz de deces. Dar cum se explică această creștere a cazurilor? Eu bănuiesc că avem de-a face cu un nou val, după o perioadă de liniște relativă și după o perioadă de calmitate epidemiologică. Vor crește cazurile cu siguranță. Odată cu creșterea cazurilor de COVID-19 s-au înmulțit și spitalizările. Spre exemplu, la Bălți sunt internați circa 20 de pacienți infectați. Numărul de cazuri COVID crește în mai multe țări europene. Italia, Franța, Spania, Marea Britanie, precum și în Statele Unite. Medicii spun că actualele variante de virus care circulă par a fi mai contagioase, dar fără să provoace forme mai grave de boală. Unele state europene încep sau vor începe în curând vaccinarea vârstnicilor și a persoanelor cu boli cronice, mai ales că la începutul lunii în SUA a fost lansat un nou vaccin împotriva COVID, care ar avea o mai mare eficiență împotriva celor mai recente tulpini. Vor studia IT, vor dezvolta programe și crea site-uri. Elevii unui liceu din Căușeni își vor putea dezvolta competențele digitale în cadrul unui laborator inaugurat la școală. Spațiul a fost dotat cu tehnica necesară, proiectul fiind finanțat de Ambasada Japoniei în Republica Moldova și Consiliul Raional Căușeni. Laboratorul digital din cadrul liceului teoretic Mihai Eminescu din Căușeni a fost dotat cu 20 de laptopuri și o imprimantă. Diferența este majoră.
începând de la calculatoarele care le avem acum. Noi lucram cu altele care erau un pic mai mari și lucrau foarte greu și noi nu aveam posibilitatea să dezvoltăm și scriem programe. Totodată spațiul a fost renovat și dotat cu mobilier nou. Cu acest laborator nou vom avea un spațiu mult mai confortabil și mai plăcut pentru lucru și chiar pentru gândit. În cadrul laboratorului, elevii își vor dezvolta competențele digitale, iar unii tineri spun că se văd în viitor specialiști IT. Așteptările mele este să învăț cât mai mult cunoștință, deci, pentru că vreau să mă îndrept spre IT. Acest laborator e un început foarte bun, care pune bază foarte bune. Adică noi învățăm copiii să lucreze la un proiect, la ceva mai major. Pașii să știi pe ce spui accent, ce scaute, la ce greșeli sună fac. Asta e principalul pentru ei. Așa că asta noi punem primul plan. Deschiderea laboratorului digital, dar și frecventarea acestui laborator, ar favoriza dezvoltarea abilităților digitale a elevilor pentru profesiile viitorului. Laboratorul din cadrul școlii a fost renovat cu ajutorul financiar al Consiliului Raional Căușeni, iar utilajul digital și mobila au fost achiziționate cu suportul Ambasadei Japoniei. Proiectul, care a costat peste 30.000 de dolari, este parte a programului Tecuil în fiecare școală, realizat cu susținerea UN Human și Ambasadei Japoniei în Republica Moldova. Au început anul de studii cu acoperișul școlii avariat. Circa 100 de elevi dintr-un gimnaziu din raionul Edineț sunt supuși zilnic riscului pentru că acoperișul instituției, care a fost distrus parțial de ploile și furtunile din vară, nu a fost reparat până acum. Directoarea spune că gimnaziul nu are bani în buget pentru aceste lucrări și că așteaptă ajutor din partea guvernului. Așa arată gimnaziul din satul Gașpar, raionul Edineț. De două săptămâni de când a început anul de studii, elevii sunt nevoiți să meargă la școala unde în orice moment de pe acoperiș poate cădea foaia de ardezie, scrie portalul Nord News. Vântul a fost foarte mult, dar nimic nu se schimbă. Copiii la școală de acum merg, dar acoperișul stă pe loc. E jele tare mari. Când au mai fost vânturi mari, e să vede că Las pleci. Acoperișul e stricat, dar în primul rând trebuie de făcut. Și pentru asta vedeți că au pus gardul, că copiii să nu îmble pe acolo. Și este servitoare, este un care se uită după copii când sunt la repauză. Oamenii din localitate spun că acoperișul gimnaziului a fost avariat în urma furtunilor puternice care au avut loc vara, iar de atunci nu au fost efectuate lucrări de reparație. Directoarea instituției spune că nu sunt bani în bugetul școlii pentru a reabilita acoperișul. Așteptăm și la guvern, am apelat, așteptăm răspuns. Singuri cu forțele noastre proprii nu putem rezolva ceea ce am putut am rezolvat, erau copaci jos, vedeți pe lună, transmit ploi și suntem în toamnă. Plouă, da, se adună, noi am izolat ce am putut acolo unde a fost mai acoperit cu forțele proprii, avem câteva vase unde avem două locuri unde mai mult se acumulează apă. În urma ploilor din vară, 5 instituții de învățământ din raionul Edineț au fost afectate, însă doar gimnaziul din Gașpar nu a primit încă ajutor, spun reprezentanții Direcției Educației Edineț. Toate instituții în afară de Gașpar au rezolvat problema, care au primit, știți că ajutorul, deci ardezia a fost dată de guvern ajutorul acesta, care cu finanțele din contul propriu, din bugetul instituției, au reparat acoperișurile, la această problemă se lucrează. Eu nu știu din Consiliul Raional dacă vor fi alocați bani, pentru că componenta raională a fost deja repartizată în luna iunie pentru instituții conform formulei. Reprezentanții guvernului au declarat că vor veni mai târziu cu reacție, dar au amintit că pentru ca executivul să ofere ajutor, Comisia Locală pentru Situații Excepționale trebuia să evalueze toate pagubele din regiune și să prezinte rezultatele guvernului. După intemperiile din vară, 6 raioane din țară au primit ajutor sub formă de materiale de construcții în valoare de peste 16 milioane de lei. Liderul nord-corean Kim Jong-un și președintele rus Vladimir Putin s-au întâlnit azi la un centru spațial din estul Rusiei. Mai multe detalii de la întâlnirea celor doi vedeți imediat. Rusia a atacat masiv noaptea trecută toate porturile ucrainene de pe Dunăre. Au fost auzite alarme aeriene și explozii în Reni, Izmail și Chilia. Dronele rusești au avariat infrastructura portuară și au rănit 6 persoane. Între timp, armata ucraineană continuă să avanseze cu încredere pe frontul din Zaporojie și Bahmut.
Toată noaptea a răsunat alertă de raid aerian în regiunea Odessa, iar după miezul nopții au început atacurile cu drone rusești. Au lovit toate porturile ucrainene de pe Dunăre, Ren, Izmail și Chilia. Утром пойдем считать, сколько машин выгорело на стоянке. Bombardamentul a provocat un incendiu la o parcare de camioane. Imaginile publicate de angajați arată vehicule cuprinse de flăcări. Înregistrările de dimineață arată camioane practic carbonizate. Stoianca между 3-ю и 4-ю проходною. Au fost înregistrate pagube în porturi și alte infrastructuri civile. 6 șoferi de camion și un localnic au fost răniți. 3 dintre ei sunt în stare gravă. Atacurile au fost și spre est, la Cetatea Albă, nu departe de granița cu Republica Moldova. În total, Rusia a lansat 44 de drone deasupra Ucrainei, dintre care doar 32 au fost doborâte. Pe front, forțele ucrainene au continuat operațiunile ofensive în regiunile Donetsk și Zaporojie și ar fi avansat la sud de Bahmut și Robotne, notează Institutul pentru Studiul Războiului. Vestriel! Surse militare ucrainene au spus că forțele Kievului desfășoară operațiuni ofensive active în apropiere de Klishchivka, la 6 km de sud-vest de Bahmut, și au avut succese la sud și sud-est de Robotne. Solțe, ne vedem. Kievul susține că forțele rusești își mută din ce în ce mai multe rezerve pe linia frontului din Ucraina, de teama unei străpungeri ucrainene. Șeful armatei cehe a declarat că Occidentul trebuie să se pregătească pentru un război de lungă durată și să se confrunte cu o Rusie din ce în ce mai ostilă, chiar și după ce conflictul se va încheia. Ucraina a lovit în această dimineață principalul port din Crimeea anexată. Au fost lansate 10 rachete de croazieră asupra portului din Sevastopol. Spionajul militar de la Kiev a declarat că în urma bombardamentului, un submarin și o mare navă de debarcare a marinei ruse au fost lovite. Asta în timp ce Ministerul Rus al Apărării a spus doar că două nave aflate în reparație au fost avariate. În această dimineață au răsunat alarme de raid aerian în Crimeea anexată ilegal în 2014. Ministerul Rus al Apărării a raportat că Ucraina a atacat portul Sevastopol cu 10 rachete de croazieră și 3 bărci fără pilot. Imaginile surprinse de localnici arată explozii și flăcări uriașe. Ar fi fost avariate și au luat foc submarinul Rostov pe Don și nava Minsk. Rușii spun că sistemele de apărare aeriană au doborât 7 proiectile, iar o navă de patrulare a distrus toate bărcile dronă. Incendiile puteau fi văzute de la o distanță mare. Autoritățile din Crimeea anunță că 3 rachete au lovit șantierul naval al flotei ruse din Marea Neagră și o uzină de reparații. De asemenea, 2 nave aflate în reparații au fost avariate și 24 de oameni ar fi fost răniți. Imaginile din satelit arată o navă de debarcare din clasa Rapucea și un submarin din clasa Kilo, care ieri erau în docuri uscate, iar pozele de noaptea trecută din timpul atacului arată că exact acea zonă a fost lovită. Un analist afirmă că submarinul clasa Kilo este cu adevărat important pentru armata rusă. Potrivit Reuters, șantierul naval strategic din Sevastopol, situat în peninsula Crimeea pe care Rusia a anexat-o în 2014, construiește și repară nave și submarine ale flotei rusești din Marea Neagră. După atacurile de noaptea trecută asupra porturilor din Odessa, autoritățile române au găsit noi fragmente de la o dronă militară. Acestea au fost descoperite la circa 15 km de granița cu Ucraina. Noaptea trecută, localnicii din 8 sate din județul Tulcea au primit mesaje aeroalert. În acest sens, au început să fie amenajate primele adăposturi antiaeriene pentru locuitorii din zona de risc. Așa arată primele adăposturi pentru locuitorii din Plauru, județul Tulcea din România. Ele au o dimensiune de 9,6 metri lungime, 2 metri lățime și 1,5 metri înălțime. La interior și în jur sunt puși saci cu nisip.
Adăposturile sunt ridicate în zona în care au fost găsite rămășițele celor două drone săptămâna trecută. Premierul român Marcel Ciolacu spune că adăposturile nu sunt foarte aspectuoase, fiind o intervenție rapidă. Astăzi, în urma atacului rusesc nocturn asupra porturilor de la Dunăre, un elicopter al armatei române a descoperit noi fragmente ce par să fie de la drone militare. Rămășițele au fost descoperite în localitățile Nufăr și Victoria din județul Tulcea, la peste 15 km de granița cu Ucraina. Inspectoratul pentru situații de urgență din Tulcea spune că a primit două apeluri care anunțau că sunt observate obiecte care cad în zona Nufăr. Tulcenii din 8 localități aflate la granița română-ucraineană au început să primească mesaje ro-alert în cazul atacurilor cu drone rusești pe teritoriul ucrainean. Vizita liderului nord-corean în Rusia s-a încheiat mai repede decât se aștepta toată lumea. Președintele Kim Jong-un și Vladimir Putin s-au întâlnit în această dimineață la un centru spațial din regiunea Amur. În timpul discuțiilor, care au durat o oră, Kim i-a promis lui Putin că îl va ajuta în războiul din Ucraina și s-a arătat sigur că Rusia va învinge. O limuzină neagră l-a adus pe liderul nord-corean la locul întrevederii, unde era așteptată de președintele Rusiei. Cei doi au dat mâna zâmbitori timp de 40 de secunde, după care au continuat discuțiile departe de camerele de filmat. Întâlnirea a avut loc la cosmodromul Vostochny din estul Rusiei. În interior, Putin și Kim au făcut un tur al centrului spațial. Liderul nord-corean a declarat că susține toate deciziile lui Vladimir Putin și va fi întotdeauna alături de Rusia. Mai mult, Kim Jong-un s-a arătat încrezător că Moscova va obține o mare victorie în conflictul pornit în Ucraina. El a mai adăugat că va susține Rusia în invazia declanșată în țara vecină, fără a spune dacă este vorba de armament. La rândul său, Putin, în cadrul prânzului oficial, a elogiat relația dintre cele două state. Дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества между нашими странами, между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой. După ce au discutat cu ușile închise mai bine de o oră, președintele Kim s-a urcat în trenul său puternic blindat pentru a începe lunga călătorie spre Pyongyang. Kim Jong-un a ajuns în Rusia într-un moment în care Moscova are mare nevoie de muniție pentru operațiunile militare din Ucraina. În Ucraina au apărut îngrijorări legate de orice posibil rol pe care l-ar putea juca China în ceea ce privește furnizarea de armament nord-corean către Rusia. În câteva minute începe emisiunea O seară perfectă. Anișoara Login se află deja în studio și ne spune ce ne-a pregătit pentru astăzi. Anișoara, bună ziua! Bună ziua, Iuliana! Am o problemă cu tine. Ghici, care e? Nu știu care este problema. Ce probleme poți să ai tu cu mine? Nu-i? Am o mare problemă cu tine și vreau acum pentru toți telespectatorii noștri să faci tu lumină, pentru că ieri iubitul tău, Dumitru Mâțu, ne-a băgat pe toți în ceață. Atunci când de tocmai trei ori într-un live a zis că tu ești soția lui. Te rog să ne spui dacă te-ai măritat sau nu oficial. Să vă spun oficial sau dacă m-am măritat oficial? Să ne spui oficial. Vă spun oficial că nu m-am măritat oficial. Mi-am luat o piatră de pe inimă, să știi. Ați fost foști în duș în eroare. Dar da. Urmează, cu siguranță urmează. Da, la cât sunteți voi de secretoși, s-ar putea să aflăm peste un deceniu. Ei, să fiți voi sănătoși și fericiți, asta contează cel mai mult. Din câte știu eu, tu vei prezenta și jurnalul de la ora 8 și asta pentru că Valeria Capra a intrat în concediu. Și cu toate astea o așteptăm astăzi la O seară perfectă. Vom discuta despre evenimentul grandios pe care l-a găzduit ProTV Chișinău aseară când și-a marcat cea de-a 24-a aniversare. A fost un eveniment unic de la care vom vedea atmosfera printr-un reportaj foarte frumos. Pe Valeria o așteptăm aici și vom vedea la ce experiență a supus-o echipa O seară perfectă. Mamă, drag, deci mi s-au înfundat urechile. Curioasă, curajoasă și pregătită pentru experiențe noi, Valeria Capra s-a scufundat în cel mai mare bazin de la noi. E o treabă așa, periculoasă, diving, într-o piscină.
Naționala de tineret a Moldovei a fost învinsă de selecționata similară a Georgiei în cel de-al treilea meci din calificările pentru Europeanul din 2025. Georgienii s-au impus la limită cu un gol înscris pe final de partidă. În primul meci de acasă din preliminarii, micii tricolori au arătat un joc slab în fața Georgiei. Oaspeții au fost mai periculoși, dar au ratat mai multe ocazii de a înscrie. Totuși, în minutul 85, au marcat și au câștigat la limită cu 1-0. Din nou Udișarea urmează centrarea la bara a doua și este 1-0 pentru reprezentativa Georgiei Iaduli Iobașvili. După meci, selecționerul naționalei de tineret, românul Ștefan Stoica, s-a plâns pe lipsa de jucători. De data asta, efectiv, în afară de 2-3 care joacă în campionatul nostru, toți care joacă și în străinătate și jucătorii care ne bazăm foarte, au 4-5 luni fără joc oficial. Este foarte greu, ca de dovadă a trebuit să schimbăm 4 jucătorii pe probleme de sănătate, adică că nu mai pot să mai alerge. Echipa de tineret a mai jucat alte două partide în această campanie preliminară, ambele în deplasare. Mai întâi, selecționata antrenată de Ștefan Stoica a reușit o victorie, scor 3-1 cu Gibraltar, după care a fost învinsă cu 3-0 de reprezentativa similară a țărilor de jos. Deocamdată, Moldova se află pe locul 4 în grupa C a preliminariilor. Următorul meci, naționala Under-21, îl va juca pe 13 octombrie în deplasare cu Suedia. Simona Halep s-a declarat șocată de verdictul tribunalului care o lasă pe româncă departe de tenis încă 3 ani. Sportiva a venit astăzi cu o reacție și anunță că va ataca decizia. Agenția Internațională de Integritate în Tenis a decis ca Halep să primească 4 ani de suspendare în cazul de dopaj în care este implicată. Dimineața, Simona Halep a ieșit din casa familiei din Constanța împreună cu tatăl ei și a făcut declarații despre trista veste primită aseară. Șocată, aș putea să spun, și e o mare nedreptate ce se întâmplă. Nu am luat niciodată dopaj și nu m-am dopat absolut niciodată și toate acestea o să iasă la iveală într-o zi. Sunt convinsă că într-o zi o să dovedesc că sunt nevinovată și sunt curată. Simona are de gând să conteste decizia la Tribunalul de Arbitraj Sportiv și să-și dovedească nevinovăția. La urină, doar pe data de 29, când a ieșit o cantitate infimă de roxaduxat și aceasta a fost totul. Acum trebuie să ajung la TAS, o să fac apel la această decizie fără sens, din punctul meu de vedere, și sper că o să iasă adevărul la iveală într-o zi și o să lupt până la capăt ca să arăt acest lucru. 100 de ani să-i dea suspendare, nu putem să recunoaștem așa ceva. Că vor unii să o scoată vinovată, asta e treaba lor. Dubla campioană de Grand Slam, Simona Halep, a fost acuzată de 2 încălcări grave ale regulamentului antidoping. Prima se referă la testarea pozitivă la roxadustat în urmă cu un an la US Open, iar cea de-a doua încălcare se referă la nereguli depistate în pașaportul biologic al sportivei. Simona Halep a fost audiată de tribunalul de la Londra pe 28 și 29 iunie, unde a spus că ar fi luat un supliment contaminat. Tribunalul a stabilit însă că volumul ingerat de jucătoare nu ar fi putut duce la concentrația de roxadustat găsită în proba pozitivă. Și reacția antrenorului ei a fost vehementă. I'm shocked because I've been with her through the whole process and the decision is completely for me impossible to understand. When you are provisionally suspended, which was the case, you are, and this is written in the rules, you are entitled to a quick hearing. So this is a parody for me. This is a parody of justice. Simona a așteptat un an de zile această decizie din octombrie, când a fost suspendată provizoriu. Dacă verdictul nu va fi schimbat, atunci Halep ar putea să revină pe cortul de tenis abia pe 6 octombrie 2026. Imagini impresionante cu Novak Djokovic. Vedeta tenisului mondial a plâns în hohote la revenirea în Serbia. 10.000 de oameni au sărbătorit la Belgrad alături de el și de naționala de basket masculină a Serbiei, care a devenit vicecampioană mondială. Novak Djokovic a fost primit ca un erou în Serbia după triumful de la US Open. Acesta a ieșit la balcon și a prezentat trofeul. Ovaționat de conaționali, tenismenul nu și-a putut stăpâni emoțiile. Ovo je ostvarenje dečačkog sna za mene.
iz jednog velikog razloga taj da sam kao klinac, kao i mnogi iz moje generacije i svih generacija, sam bio tu. Novak Djokovic a triumfat la US Open și a ajuns la 24 de Grand Slam-uri câștigate în carieră, iar primirea de care a avut parte la Belgrad l-a emoționat până la lacrimi pe liderul ATP. Când a luat cuvântul, Djokovic, vizibil emoționat, i-a felicitat pe basketbaliștii de la națională, care au devenit vicecampioni mondiali. Umasi i slavio velike medalje sa šampionata naših slavni košarkaša, vaterpolista, odbojkaša, svih velikih ljudi koji su predstavljali Srbiju na najbolji mogući način u svetu. Tako da ovo je za mene nestvarno. Jesam imao tu veliku čast i zadovoljstvo da budem na ovom balkonu u prošlosti nekoliko puta, ali ovo je neprocenjivo i nezamenljivo i ovo se neće više nikada desiti. Ulterior, Djokovic a plâns în hohote fiind îmbrățișat de jucătorii naționali de basket. Serbia a avut parte de un început de septembrie excelent pe plan sportiv. Djokovic l-a învins pe rusul Daniil Medvedev în finala de la US Open și și-a trecut în palmares cel de-al 24-lea titlu de Grand Slam, un record absolut, iar naționala de basket masculin a devenit vicecampioană mondială după ce a cedat surprinzător în fața Germaniei. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O seară perfectă cu Anișoara Login. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați la orice oră la numărul de telefon 022 21 3645. Eu vă aștept și la știrile de la ora 20. Pe curând!